Bună ziua! La mulțumesc celor care ați sărbat ieri, ziua bună lui. Toate cele bune celor care ați sărbat ieri Paștele, îndemn la grijă că începe săptămâna mare celor care vom sărba Paștele Duminica Viitoare. La ședințele Biroului Politic Central și după aceea au Consiliul Național Executiv, am luat o serie de decizii politice și organizatorice, dintre care cele mai importante sunt următoare. S-a întărit mandatul politic pentru parlamentarii Partidului Național Liberal de a pregăti și de a vota moțiunea de cenzură după Paște, împotriva guvernului Mihai Răzvan Umbră. Avem în continuare în pregătire o moțiune simplă la Senat pe tema privatizării, din mele sau fără lumini, care este la rândul meu pregătită de colegii noștri din Partidul Național Liberal, de colegii noștri cu Parajan Bozganian și cu Lucașuri. Avem o poziție oficială, bazată pe date oficiale, poziție pe care domnul deputat Daniel Chițoiu, deputat și vicepreședinte al partidului, nu va aduce la cunoștință, în legătură cu modul în care, după presupuse trântiri de uși, premierul Mihai Răzvan Umbreanu alocă bani publici cu criterii strict partizane și clientelare unor anumite primării. La capitolul decizii organizatorice am inventariat cu toți colegii, cu toți președinții de organizații, etapele următoare în finalizarea acțiunilor pe care le presupune perioada de precampanie, definitivarea până la detaliu a candidaturilor în toate județele țării și în municipiul București. De asemenea, am luat decizia înlocuirii unor lideri la nivelul organizației municipiului București și unor sectoare în municipiul București. Astfel, în fruntea Consiliului de Coordonare al municipiului București, prin votul Biroului Politic Central și apoi al Consiliului Național Executiv, domnul Andrei Chiriman, primarul sectorului 1, a fost înlocuit cu domnul Eugen Nicolaescu, care este nouul președinte de București al Partidului Național Liberal. Pentru amatorii de detalii, înlocuirea domnului Chiriman a fost votată în Consiliul Național, forul care decide, biroul de autopune, 36 de voturi pentru, 8 împotrivă, 3 nule. Investirea domnului Eugen Nicolaescu, în calitate de președinte al Consiliului de Coordonare al Municipiului București, Partidul Național Liberal, 39 de voturi pentru, 7 împotrivă, 1 nule. La sectorul 2 a fost eliberat din funcție domnul Cristian Popescu, 37 de voturi pentru, 7 împotrivă, 3 nule. Și a fost numit domnul Adrian Neacșu, 36 de voturi pentru, 10 împotrivă, 1 nu. La sectorul 4 a fost eliberat din funcție domnul Gianidino, 36 de voturi pentru, 8 împotrivă, 3 nu. Și a fost investit în funcție domnul deputat și vicepreședinte al partidului, Daniel Chițoiu, 43 de voturi pentru, 3 împotrivă, 1 nu. Prin trecerea domnului Adrian Neacșu în fruntea sectorului 2, s-a vacantat funcția de una din cele două funcții de vicepreședinte la Consiliul General al Municipiului București, funcție pentru care a fost opusă și investită prin vot doamna deputat Mariana Câmpean, cu 39 de voturi pentru, 7 împotrivă și 1 nu. Îl rog pe domnul Daniel Chițoiu să prezinte constatările, evaluarea și poziția politică pe care
oficial, indicat monitorul oficial, vă rog, cu acest o să stăm la dispoziția întrebărilor dumneavoastră, deși cred că am spus tot. Mulțumesc, domnule președinte. Așa după cum știți, și săptămâna ce a trecut, în ședința de guvern, guvernul Mihai Răzvan Mureanu a aprobat și subliniez netransparent o hotărâre de guvern prin care a fost alocată suma de 648 de milioane de lei, echivalent la 170 de milioane de euro, clientelei politice, partidelor politice aflate la guvernare, respectiv localităților, municipiilor, orașelor, consiliilor județene, unde primar sunt primar de Partidul Democrat Liberal, UDMR sau UNPR. Vreau să fac precizarea că din întreaga sumă, numai o pondere foarte mică a fost alocată și către primării de localități mai mici, are Partidul Social Democrat și are Partidul Național Liberal, dar sumele alocate către aceste primării reprezentând o sumă nesemnificativă. Această sumă nesemnificativă a fost alocată să nu fie atacați, că nu se vor bani și la opoziție. Toată această hotărâre de guvern, cum a fost construită, cum a fost alocată această sumă, este nelegală, încălcarea prevederilor legale și, de asemenea, există elemente de natură penală a modului cum a fost alocată aceste sume. De ce spun că sunt elemente de natură penală legate de turnarea de fonduri din această hotărâre de guvern? La începutul anului, mai precis, în 1 decembrie al anului 2011, a fost aprobată legea bugetului de stat pe anul 2012. În legea bugetului de stat a fost prevăzută suma de 229 de milioane, fond de rezervă la dispoziția guvernului. După 3 luni de zile, Guvernul Mihai Răzvan Mureanu vine și alocă o sumă mult mai mare decât suma care a fost aprobată de către Parlament prin legea bugetului de stat, respectiv 648 milioane de lei, de 3 ori mai mare decât suma existentă în fondul de rezervă la dispoziția Guvernului. Și această sumă a fost alocată, așa cum vă spuneam, pe primării, de consilii județene, orașele unde sunt primat PDD, UNPR, și UDMR. Cu titlul exemplificativ. La municipiul Alba Iulia, unde primar PDL, s-a alocat suma de 2 milioane de lei. La Consiliul Județean Arad, unde președinte, al Consiliul Județean este de la Partidul Democrat Liberal, s-a alocat suma de 2 milioane de lei. La Consiliul Județean Botoșani, 2 milioane de lei, președinte PDL. La municipiul Botoșani, 1,2 milioane de lei, primar PDL. La Băile Herculane, 2 milioane de lei, primar care a rămas la PDL, cu o plecare și totuși și s-a luat în Sfântul Verde. Oțelul Roșu, de asemenea, primar rămas la PDL, i s-a alocat suma de 3 milioane de lei. La municipiul Călăraș, primar PDL, 4,1 milioane de lei. UDMR-ul a luat cireașa de pe tort și a luat cele mai mari sume de bani, respectiv, Consiliul Județean Covasna, 4,9 milioane de lei, președinte UDMR. Municipiul Sfântul Gheorghe, 3,4 milioane de lei, primar UDMR. Consiliul Județean Habita, 6,4 milioane de lei, președinte UDMR. Consiliul Județean Mureș, 5,6 milioane de lei, președinte UDMR. De asemenea, Consiliul Județean Dâmbovița a luat cea mai sumare sumă de bani, 5 ori mai multe decât ceilalți. 10 milioane de lei, unde președinte este celebrul Florin Popescu, președinte PDR. La Consiliul Județean Cluj, 2 milioane de lei. La sectorul 2 din București, unde primarul este UNPR, domnul Anțan, de la UNPR, 6 milioane de lei. La sectorul 3, domnul Nevăiță, primărie săracă, banii se aruncă pe flori, 2,3 milioane de lei, primar PDR. Sectorul 6, domnul Cotăraș, celălaltul, 2 milioane de lei. Primării sărace, primărie de București. De ce spun că este nelegală și s-au încălcat prevederile legale, respectiv legea finanțelor publice și legea bugetului de stat pe 2012? În primul rând, că fondul de rezervă bugetar a fost suplimentat de la 229 de milioane la 648 de milioane, deci cu suma de 421 de milioane de lei,
După 3 luni de la începutul exercițiului bugetar, alimentat cu sume cedate de unii ordonatori principal de credit. Nu știm care sunt acele. Poate au cedat cei de la Sănătate, poate au cedat cei de la Justiție, poate au cedat cei din Apărare. Nu știm ce ordonator principal de credit au cedat aceste sume la Fondul de Rezervă Bugetară a Instituției Guvernului. Legea bugetului de stat și legea finanțelor publice spune că poți să finanțezi Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziția Guvernului numai acțiuni neprevăzute sau numai în situații de urgență pe destinații precise. Dacă ne uităm atât în textul hotărârii de Guvern, cât și în anexă care face parte integrată din hotărârea de Guvern, nu avem nicio destinație precisă a sumelor alocate. În textul actului normativ al hotărârii de Guvern se spune pentru echilibrarea bugetelor locale. Ori bugetul local sau Consiliul Județean, suma care a primit-o poate să o cheltuiască pe ce vrea el, dacă i s-a dat ca sumă globală pentru echilibrarea bugetului local. Având în vedere că au fost încălcate prevederi legale, Partidul Național Liberal a hotărât și a adoptat un birou politic central 2 decizii. Solicitarea Parlamentului României pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind modul de alocare prin hotărârea Guvernului 25 din 3 aprilie anul curent a sumei de 648 de milioane de lei. Și având în vedere că sunt și aspecte de natură penală, solicitarea Curții de Conturi a României de către Parlamentul României de a efectua verificări în privire la necesitatea, oportunitatea și legalitatea atât a suplimentării fondului de rezervă, cât și accederii sumelor de către ordonatorii principali de credite și constituirea acestei sume la Ministerul Finanțelor Publice. Deci, în fapt, solicităm Curții de Conturi să verifice atât Ministerul Finanțelor Publice, cât și toți ceilalți ordonatori care au cedat sumele la fondul de rezervă și să justifice de ce nu mai am nevoie de bani. În condițiile în care știu foarte bine că după 3 luni de zile, execuția bugetară este dezastruoasă. La partea de venituri bugetare, așa cum menționa și domnul Stolojean, acum 2 luni, este o privășeală în cifre. Veniturile bugetare care s-au colectat în primul trimestru din 2012 sunt mai mici decât cele colectate în 2019 și mult mai mici decât cele au fost prevăzute a se realiza conform legii bugetare aprobate de Parlament în decembrie 2011. Știind faptul că legea bugetului pe anul 2012 a fost aprobată pe venituri bugetare, pe o creștere economică în anul 2012 de 1,9 puncte procentuale. O știm foarte bine, foarte bine că atât Comisia Națională de Prognoză, Banca Națională, cât și FMI, consideră că în anul 2012 nu putem să atingem o creștere economică de 1,9 puncte procentuale, ci creștere economică la 1,5. Deci cu atât mai mult, neavând venitul la buget, aceste sume au fost alocate pentru cumpărarea de bunuri acum înainte de alegerile locale. Și vreau să vă dau un citat pe care domnul fost premier Emil Boc îl spunea cu ocazia semnării tratatului fiscal. Din semnarea acestui tratat se consolidează credibilitatea și prestigiul României în Uniunea Europeană. Tratatul este una împotriva populismului și pune economia României și bugetul țării la adăpost de răul pe care poate face populismul prin măsuri și promisiuni care acoperire. Ce este mai relevant și mai pe față decât aceste sume care au fost alocate ca niciodată în mod netransparent? Țineți minte că ședința de guvern a fost marțea trecută, iar publicarea în monitor oficial s-a făcut vineri la ceas de seară, astfel încât nimeni să nu poată vedea un monitor oficial și să nu mă face. Eu vă mulțumesc și aștept să vă mulțumesc și eu. Așteptăm cu toții. Cristina Caliu întreabă. Cristina Caliu întreabă de la noi. Într-o bătălie
domiciliul București nu are semnificație aparte. E un lucru, în puțin, un lucru acceptat de toată lumea care comentează politică în România. Da, știu. Noi, atunci când vorbim de candidații partidului sau uniunii la diversele poziții scoase la concurs de competiția electorală, vorbim, în cazul Bucureștiului, despre mai mult decât unități administrative teritoriale, mult decât în cazul unui județ sau unui alt municipiu. Nu numai prin numărul mare de cetățeni care au drept de vot și care votează la aceste legislative, ci și prin semnificația, pregnanța, amploarea de imagine pe care, sigur, capitala țării, în mod firesc, o dă. În sensul acesta, este normal ca fiecare partid să-și distribuie, să-și redistribuie toate resursele de imagine, de organizare, toate personajele sau personalitățile pe care le are fie cazul Partidului Național Liberal, în așa fel încât să maximizeze rezultatul pregătirea și rezultatul acestor alegeri. În ceea ce privește oamenii care au fost schimbați, motivele sunt diverse. Important este că în niciunul dintre aceste cazuri, schimbarea nu trebuie privită ca o sancțiune, ca o pedeapsă. Este vorba de aprecierea pe care a avut-o conducerea partidului în legătură cu poziția optimă pentru partid pe care trebuie să o ocupe în această perioadă. În legătură cu persoanele numite, și Eugen Nicolaescu, și Mariana Cântaru, și Daniel Tipsoiu, dar vorbesc aici, în principal, vorbesc puțin despre domnul Neași, care nu are, sigur, gradul de notorietate celorlalți, dar care, pentru noi, cei din Partidul Național Liberal, se înscrie în aceeași parametri valorici și de seriozitate ca și ceilalți colegi. Vorbesc, în principal, de cei doi în fruntea organizației București, Eugen Nicolaescu și Mariana Cântaru, sunt personalități dintre cele mai puternice ale Partidului Național Liberal, personalități cu imagini foarte bună, în raport cu noi toți ceilalți colegi, și mai ales au caracteristica extrem de importantă că sunt un fel de independenți în interiorul partidului, în sensul că sunt oameni care totdeauna în activitatea lor în partid, ca miniștri, am fost vreodată legați de anumite grupuri din partid. Într-un partid există grupuri, nu e ceva anormal, ilegal, ilegitim. E vorba de două personalități care și-au construit pas cu pas și imaginea, și cariera, și activitatea, care se bucură de susținerea și aprecierea tuturor, și care, în acest moment, din punctul de vedere al conducerii Partidului Național Liberal, sunt mai înărite pentru a reprezenta partidul la nivelul trebuie. Dacă mai permiteți o întrebare, am înțeles că nu este vorba de o sancțiune sau de o pedeapsă. Aveți ceva să le reproșați celor trei? Cum a spus domnul Frunză Verde, întrebat ceva similar despre domnul Băsescu, n-aș face-o cu dumneavoastră aici, aș face-o cu dâi și între patru ochi. Andrei Chiriman. Nu, mai e... Da, rog. Este vorba și de faptul că n-aș insista, dar el e real. Partidul Național Liberal are de încheiat și l-a încheiat, cu bine. O negociere în interiorul Uniunii Sociale Liberale. Și din perspectiva obiectivelor de negociere pe care Partidul Național Liberal le are, prezența acestor oameni în fruntea organizații București, și suntem un om. Vă rog. Andrei Chiriman și Cristian Popescu rămân cu susținerea PNL pentru a candida pentru sectoarele 1, respectiv 2? Partidul Național Liberal nu a anunțat niciodată vreun candidat oficial la un sector. Dacă, în vreme ce, în legătură cu Andrei Chiriman, acest lucru se înțelegea cumva și se înțelege în continuare, de la sine, primarul exercițiu, de funcție, susținut de Partidul Național Liberal
și am văzut numeroase declarații acceptați și de partenerii din USR. Evident că gradul de probabilitate ca Andrei Chinioan să fie candidatul PNL și al USR cu sectorul 1 este maxim. În legătură cu domnul Cristian Popescu, nimeni vreodată, în afară de domnia sa sau de altcineva, nu a anunțat că este candidatul oficial al PNL sau al USR. Sectorul 2, primăria sectorului 2, nu face parte din obiectivele de negociere ale Partidului Național Liberal. Acest lucru este, era, știu de mult. Domnul Cristian Popescu a făcut o campanie de promovare până la un punct, cred, binevenită, dincolo, excesivă sau riscantă, pentru că, repet, a lăsat impresia că e desemnat de partid sau de USR candidat, ceea ce nu era adevărat. Cristian Popescu rămâne în biroul interimar care a fost numit domnul Neacșu, președinte vestit azi, l-a propus pe fostul președinte, rămâne un om în legătură cu cariera căruia avem cu toții speranțe frumoase, dar, repet, niciodată nu a fost anunțat nici domnia sa și nici opinia publică în legătură cu candidatura la sectorului. Domnule președinte, mai Iustinian știe de protele. Vreau să vă întreb dacă hotărârea de astăzi are vreo legătură cu decizia Congresului Extraordinar de sâmbătă, când s-a votat, cred că, unanimitate, necolaborarea cu PDL-ul, Traian Băsescu și, implicit, cu premierul Mureanu. Mă refer la, hai să zicem, doar președintele PNL București. Și dacă îmi permiteți să vă întreb în același timp, colegii dumneavoastră, e adevărat, pe hol, vorbeau despre faptul că PNL București a devenit în ultima perioadă un soi de stat în stat, iar că deciziile, în cadrul oarecum protocolul USL, ținând cont că dumneavoastră și cu cont a luat deciziile ceea ce privește candidaturile, mai ales la București. Eu, dincolo de hol, în momentul, în spațiul oficial, unde oricine are ceva de spus, totdeauna a spus în Partidul Național Liberal, n-am auzit chestiunea asta cu stat în stat, ar fi foarte grav. Și nu e de admis în Partidul Național Liberal, care e un partid național, un partid feudal. Știți soldat pe care o duc? Potriva feudalismului românesc din 2012, din acceptare. În ceea ce privește rezoluția noastră de la Congres, e o rezoluție pe care am toată convingerea că toți colegii au votat și toți colegii o respectă. Și n-am nicio legătură de lucru între acea rezoluție și aceste hotărâri astea. Ca să fiu mai exact, ca să-mi explic prima întrebare. Există semne cum că domnul Chiriman ar fi colaborat cu PDL-ul la Consiliul General? Eu nu am ședință de așa ceva și trebuie să ne înțelegem acum ce înseamnă colaborare. Când ești primar, ai un consiliu, discuți cu consilierii, ai un partid. Nu cred că este vorba de vreun caz sau de vreun prejurare de colaborare de venise. Bă, eu chiar am terminat. Domnule președinte, mai ajut pe elementul zilei partea ta. Ați vorbit de maximizarea... Asta știu eu ce parte sunt. Ok. Știu eu ce parte sunt. Bun, ați dat un rând. Poți să ne prietenim, mă? Da. Cât mai există el, mă? Domnule președinte, vreau să mă întreb, dacă vedem maximizarea șanselor electorale ale PNL București, nu numai pe stat. Vreau să vă întreb, sunteți nemulțumit de prestația domnului Chiriman ca fost președinte al acestei filiale de la Mâna. Și dacă vorbim de maximizare, este ați domnul Nicolescu? Poate v-ați prăbut. De ce ați numit un coleg care nu s-a ocupat până acum de această zonă? Dânsul a fost la Cărăraș până acum. Cum ar putea domnul Nicolescu, este și pentru la cum ar putea domnul Nicolescu să maximizeze potențialul acestei filiale? Tocmai faptul că e nou în această zonă, trebuie să o ia la început, e mai greu pentru dânsul, ca situație. Și doi, am o altă întrebare, se referă la situația sectoarelor 2 și 6. Puteți să spuneți dacă faptul că domnul Popescu și-a făcut publicitate pentru o candidatură la sectorul 2 a încurcat cumva obiectivele
tare că, până la urmă, oricine are ceva bani de cheltuit, poate să-și facă o campanie de promoție, dacă respectă legea. Dar acreditarea ideii că este desemnat candidat și la un moment dat acreditarea ideii că acesta este un proces judecat, că e și PSD-ul de acord și, ca să spun așa, primirea de către noi pe neașteptată a unui colet pe care scria primăria sectorului 2 candidatura. Este de natură, era de natură să facă mai dificil poziția Partidului Național Liberal în aceste negocieri în care el, repet, are alt obiectiv. În ceea ce privește noutatea domnului Eugen Nicolescu în București, eu îl urmăresc de multă vreme pe Eugen Nicolescu. Frumos, la vedere, legit. Când a fost numit ministru al Deputatului Sănătății, toată lumea s-a întrebat, nu era primul dintre miniștrii sănătății care nu era medic, dar tot simt cunoșteam ca pe un finanțist, ca pe un economist, ca pe omul care, într-o tot o altă zonă, avea exercițiu și, okay, să spune, expertiză. Eugen Nicolescu s-a dus acolo într-un domeniu până la urmă nou, dar pentru că s-a dus cu un plan clar, niște idei clare.